Deschidem scriptura la Evanghelia după Luca, la capitolul 7 și vom citi de la versetul 36 până la versetul 50. Evanghelia după Luca, de la capitolul 7, începând cu versetul 36. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta și ca să-l putem înțelege avem nevoie de călăuzirea Duhului, de lucrarea specială a lui Dumnezeu. Prindul sfânt în mintea noastră, în inima noastră, ca să putem înțelege Scriptura, să credem Scriptura și să împlinim Scriptura. Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A dus un vas de alabastru cu mir mirositor, și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta fariseul care îl poftise, i-a zis și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, Că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorului, i-a zis el: Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei și celălalt cu 50. Fiindcă nu aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem, dar care din ei îl va iubi mai mult? Simone a răspuns, socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și i-a zis lui Simon, vezi tu femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cu ei se iartă puțin, iubește puțin. Apoi i-a zis femeii, iertate sunt păcatele. Cei ce, cei ce ședeau cu el la masă au început să-și zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Isus i-a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. În epistola lui Iacov, Iacov, care este fratele vitreg al Domnului Isus, care s-a întors la Domnul după învierea Domnului și scrie acea epistolă, ne spune în capitolul 1 că Sfânta Scriptură este ca o oglindă. Când citim Biblia, ne uităm în oglinda Scripturii. Și când ne uităm în oglinda Scripturii, spune Iacov, ne vedem pe noi înșine. Adică, atunci când mă uit pe paginile Scripturii și citesc, e important să mă uit unde mă regăsesc eu și cum arat și ce am de îndreptat. Unde trebuie să mă pocăiesc, unde trebuie să schimb, unde trebuie să fac lucruri care nu le-am făcut sau să renunț la altele care le fac și nu trebuiau făcute. În seara aceasta ne vom uita în pasajul acesta și am să vă rog să faceți următorul exercițiu. Să încercați să vedeți unde vă regăsiți în întâmplarea relatată în capitolul 7, în versetele pe care le-am citit. Să vedem unde ne găsim pe noi și cum anume ne vedem în lumina Scripturii. E un pasaj deosebit de interesant, provocator și nu are prea multe personaje. Personajele din pasajul acesta sunt un fariseu pe nume Simon, o femeie păcătoasă la care nu știm numele, niște invitați la masă în casa fariseului, nu știm cât sunt, nu le știm nici numele și Domnul Isus. Este o întâmplare, o întâmplare adevărată, are loc în timpul cinei. Este o cină deosebit de interesantă, pentru că este organizată de Simon Fariseul. Acum, Simon Fariseul să-l invite la masă pe Domnul Isus, este ceva total neobișnuit. Din mai multe motive. Mai întâi, ne spun evangheliștii că de îndată ce Domnul Iisus și-a început lucrarea mesianică, lucrarea lui și învățăturile lui l-au deranjat, i-au deranjat teribil pe farisei. În capitolul 5, de la versetul 21, după ce Domnul Iisus a vindecat un slăbănog, Cărturarii și fariseii au început să cârtească și să zică în ei înșiși. Cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Apoi, de la versetul 27, când Levi se întoarce la Domnul, devine ucenic, organizează o masă mare la el în casă, a invitat mulți vame și mulți păcătoși, fariseii și cărturarii cârteau și au zis ucenicilor, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Apoi, în capitolul 6, versetul 2, unii dintre farisei au zis, Pentru ce faci ce nu ți este îngăduit să faci în ziua sabatului? Versetul 7, cărturarii și fariseii pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască oameni care se uitau la Domnul Isus cu dușmanie, cu răutate, cu resentimente, căutând să-i găsească greșeli. Să te invite un asemenea personaj la masă. Cum te-ai simți? Ca să fim mai aproape de noi, am o întrebare pentru toate surorile căsătorite. Mâna sus cele căsătorite, mâna sus. Vă mulțumesc să vă binecuvinteze, Domnul. Vă aduceți aminte când v-ați dus prima dată la masă, la cea care urma să vă fie mamă Socră? Vă aduceți aminte? Să nu spuneți că nu vă, aduce, vă aduceți aminte. Cum se uită soacra la cea pe care o aduce băiatul și are posibilitatea de a-i deveni noră. Cum se uită? Cum stai la masă în ziua aceea? Ai poftă de mâncare sau nu ai poftă de mâncare? Dar ne întoarcem înspre bărbații căsătoriți. Cum te-ai simțit prima dată când te-ai dus la masă la fata care urma să-ți devină soție și ai stat pentru prima dată în fața mamei soacre la masă. Cum te-ai simțit? Se spune despre o fată care s-a împrietenit cu un băiat care era dintr-o categorie socială mai joasă decât familia fetei. Mama fetei n-a vrut nici cum să își dea acordul la o de prietenie, pentru că băiatul nu este de nivelul ei. Este dintr-o categorie mai joasă. Fata n-a cedat și mama s-a gândit cum să o ajute pe fată să vadă că dacă se căsătorește cu băiatul acesta, va avea parte de rușine în societatea în care se mișcă ea. Așa că a organizat o masă specială, o masă deosebit de stilată și l-a invitat și pe băiatul acesta dintr-o categorie socială mai modestă, mai sărăntoc. Știind că nu se va simți comod și confortabil la masă, și imposibil să nu facă ceva jenant, supărător la masă. Așa că, tot timpul s-a uitat cu atenție la băiat și a prins momentul. Când, din neatenție, băiatul s-a servit și a pătat fața de masă. Așa că, mama fetei, în fața tuturor, i-a zis, tinere. Dumneata din ce familie faci parte? Și băiatul i-a răspuns, Doamnă, fac parte dintr-o familie în care fața de masă se schimbă de mai multe ori pe zi. Dar, acum nu este vorba de tine, de mine. Acum este vorba de Domnul Isus, care este invitat la masă la un fariseu din categoria celor care îl detestă, îl urmăresc, îi pândesc toate mișcările ca să aibă cu ce să-l acuze. Apoi, fariseii sunt recunoscuți ca fiind partida cea mai îngustă din punct de vedere religios din poporul Israel din vremea aceea. Fariseii înseamnă separații. Oamenii care să se separă de tot ce pare rău, de tot ce e păcătos, de tot ce pare necurat. Renumiți prin îngustimea și prin respingerea a tot ceea ce pare necurat, păcătos. Și le invită pe Domnul Isus la masă. Oare de ce l-am invitat? Oare cu ce scop? Și interesant că Domnul acceptă invitația. Se duce și intră în casa fariseului și se așează la masă. În vremea aceea, la masă, oamenii se așezau altfel decât stăm noi astăzi la masă. Nu aveau mese cu scaune, ci erau mese cu canapele. Și oamenii stăteau la masă, Întinși pe canapele, sprijiniți pe cotul de la mâna stângă și se serveau de pe masă cu mâna dreaptă. Deci erau întinși pe canapele și în felul acesta picioarele nu erau sub masă, ci picioarele erau în afară, spre capătul celălalt al canapelei. Așa stăteau la masă. Așa au stat și în seara în care Domnul Isus a instituit cina noului legământ. Și în timp ce începe masa, apare un personaj surpriză. Ciudat personaj. O femeie din cetate, o femeie păcătoasă. O femeie intră în casa fariseului și se duce înspre picioarele Domnului Isus. Acum, din nou, ne întrebăm cum e posibil așa ceva. Pentru că noi dacă invităm pe cineva la masă, după ce au venit musafirii, ce facem? Închidem ușa. În vreme ce, însă, mesele de felul acesta aveau un alt specific. Erau mese oficiale în care erau invitate personaje importante și ușa era larg deschisă și puteau să vină și alți oameni neinvitați și nepoftiți la masă. Oamenii aceia nu se așezau la masă, dar puteau să intre în casă și să asiste la tot ce se întâmpla în jurul mesei, să observe și să asculte discuțiile care au loc la masă. Așa era vremea de atunci. Nu e și vremea de astăzi. Deci, conform obiceiului de atunci, în timp ce stăteau la masă, această femeie, deosebit de nepotrivită, am zice noi, pentru locul acela. Pentru că fariseul este, în gândirea lui și în tiparul lor, este un om sfânt. Este un om separat. În casa fariseului n-au ce căuta păcătoșii. Farisei sunt oameni care se spală, care fac ritualurile. Farisei sunt oameni care dau zeciuială din izmă și mărar, sunt oameni deosebiți de tipicari și în fața lor și în prezența lor și în jurul lor n-au ce căuta păcătoșii. De aceea, când l-au văzut pe Domnul Isus în casa lui Levi, că stă la masă cu vame și și păcătoșii, au protestat. Cum își permite dacă zice că este învățător, rabin? Să stea la masă cu vame și și păcătoșii. Așa că personajul acesta este un personaj care am zice noi, n-avea ce căuta acolo. Și totuși vine. Și are un comportament extrem de ciudat. Se așează la picioarele Domnului Isus și începe să plângă. Nu spune nicio vorbă. Plânge și în original plânge cu suspine. Deci nu este așa un plâns din ăsta tăcut, este un plâns care izbucnește din adâncul inimii. Este topit în plâns stă și plânge la picioarele Domnului și lacrimile îi curg peste picioarele Domnului. Și își ia părul și le șterge. Și, și sărută picioarele. Și ia vasul cu mir, cu parfumul acela scump. Știm din camera în care a stat Domnul Iisus la masă cu Simon Leprosul și Lazar era la masă când Maria a luat un vas cu mir de alabastru și ni se spune că era atât de valoros încât era valoarea muncii de un an de zile a unui om. Femeia aceasta are și ea un vas de alabastru cu mir. Ia vasul acesta și toarnă mirul pe picioarele Domnului. Și la masă este Simon Fariseul și sunt alții invitați. Imaginați-vă tensiunea care se așează în sală. În casă, în jurul mesei. Și Simon Fariseul se uită la ceea ce se întâmplă și trage următoarele concluzii. Omul acesta, Iisus din Nazaret, dacă ar fi proroc, dacă ar fi profet cum pretinde el și spune alții că este Iisus profetul din Nazaretul Galilei, Nazaretul Iudeii, dacă ar fi proroc, ce ar trebui să știe? Ar trebui să știe cine e femeia aceea. Asta i presupoz presupoziția lui. Dacă ar ști că este, dacă ar fi proroc, dacă ar fi adevărat ce se spune că e profet, ar trebui să știe cine e femeia aceea, că este o femeie păcătoasă și dacă ar fi proroc adevărat, ce ar trebui să facă? Ce ar trebui să facă? Să nu-i permită să se atingă de el. Să nu permită așa ceva. Să se atingă de el o femeie păcătoasă. De de deci dacă ar fi profet adevărat, ar trebui să știe. Dacă ar ști și ar fi profet adevărat, atunci ar trebui să nu-i permită să se atingă de el. Dar femeia se atinge de el, deci care e concluzia? Care e concluzia lui Simon? Că nu-i proroc. Și dacă nu-i proroc, atunci nu sunt obligat să ascult de el. Dacă nu-i proroc, atunci tot ce spune el nu are autoritate asupra mea. Învățăturile lui nu sunt valabile. S-a descalificat. E limpede că nu-i profet. Asta se întâmplă în mintea lui Simon. Ciudată cine așa i Te regăsești la masă. Cei l-ați invitat, stac și nu zic nimic. În tensiunea aceea, în care toți stac, nu se aude decât suspinele și plânsul femeii, Domnul Iisus se întoarce spre Simon și spune: Simone, vreau să spun ceva. Și Simon zice, spune învățătorului, spune ai ceva de spus? Și Domnul Iisus spune, Simone, îți spun o întâmplare. Era un cămătar care a împrumutat bani la două persoane, la doi oameni. La unul i-a împrumutat și în original 500 de dinari Cornilescu a tradus lei ca să înțelegem noi în vremea aceea leul avea altă valoare. Dinarul în vremea aceea era plata unui om pentru munca de o zi întreagă. La unul i-am promutat 500 de dinari. La celălalt i-am promutat 50 de dinari. Și-au luat amândoi împrumut de la cămătarul acesta. Și vine vremea în care trebuie să întoarcă împrumutul sunt datori și trebuie să întoarcă împrumutul. Și? Ai fost vreodată în situația în care să împrumuți bani și la scadență să n-ai de unde să dai banii? Ei, în vremea aceea, dacă n-aveai de unde să dai banii, asta era pedeapsă cumplită. Putea să fie aruncat în pușcărie. Vine vremea scadenței și unul are datorie de 500 de dinari, deci munca de 2 ani de zile. Celălalt are datorie de 50 de dinari, deci munca de 2 luni de zile. Amândoi sunt falimentari. Nici unul nu poate plăti. Și cămătarul e bun la suflet. I-a iertat pe amândoi. Ce zici? Ți-ar place să dai peste un asemenea cămătar? I-a iertat pe amândoi. Acum, Simone, asta este întâmplarea, am o întrebare. Care dintre cei doi datornici îl va iubi mai mult pe cămătarul care i-a iertat de datorie? Și ce spune Simon? Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Acela va fi mai recunoscător. Acela va avea o atitudine mult mai profundă de recunoștință, de dragoste față de cămătarul care l-a iertat. Și Domnul Iisus spune, Simone, ai judecat? Corect. Răspunsul tău este corect. Și acum urmează partea șocantă. În momentul acela, Domnul Isus se întoarce spre femeie și spune: Simone, uită-te la femeia aceea care a intrat aici. Uită-te la comportamentul ei. Uită-te la ce face femeia aceea. Și sunt două lucruri, unele care se văd, altele nu se văd. Simone, uită-te la ce se vede. Și Simone, uită-te la tine că și în viața ta sunt lucruri care se văd și lucruri care nu se văd. Simone, uită-te la tine și la femeia aceasta și acum haide să analizăm lucrurile care se văd și puțin mai târziu lucrurile care nu se văd. Simone, am intrat în casa ta și după toate obiceiurile, după toate regulile de politețe, după tot ce trebuia să facă o gazdă când avea musafiri, cărora le acorda o atenție și un respect deosebit. Dacă aveai un musafir pe care vrei să-l cinstești, să-ți arăți respectul față de el, trebuia să facă trei lucruri. Primul, spălarea picioarelor. Suntem în vremea în care umblau cu sandale, pe drumuri prăfuite, stăteau la masă. Și înainte de a se așeza la masă, trebuiau spălate picioarele. Întâlnim aceeași situație când Domnul Isus este cu ucenicii în camera de sus. Și la familiile înstărite, cum era fariseul, era un servitor care era responsabil de spălatul picioarelor. Și Domnul spune: Simone, am venit la tine în casă și asta eu spun în fața tuturor și nu mi-ai dat apă pentru sprat picioarele. Simon, uite-te la tine. Uite-te la comportamentul tău. Uite-te cum m-ai tratat tu. Și uite-te la femeia aceasta. De când am intrat aici, femeia aceasta îmi spală picioarele cu lacrimile ei. Femeia aceasta plânge peste picioarele mele și sunt atâtea lacrimi că mi-a spălat picioarele în ele. Tu nu mi-ai dat apă într-un lighean. i va să apă din lacrimile ei. Simone, tu aveai ștergar. Femeia aceasta nu are ștergar. Și îmi șterge picioarele cu părul capului ei. Adică, femeia aceasta face lucruri pe care n-ai putea să-ți imaginezi că cineva le e în stare să le facă. Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat. Sărutare. Ca semn de apreciere, de bun venit, ca semn de respect, ca semn de reverență pentru musafirul tău, în vremea aceea era o sărutare pe obraj. Atenție că în multe părți ale lumii au răstălmăcit ceea ce spune Apostolul Pavel, salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă. Și sunt locuri în lume în care te duci și înțeleg asta cu o sărutare sfântă și îți dau așa o gentuză pe buze. Nu la asta se referă sărutarea sfântă. Sărutarea din vremea ce era una simbolică, pe obraj, ca semn că te primesc cu toată inima și ești aproape de inima mea. Îți dau acest respect a sărutării, o formă a dragostei, a respectului meu. Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat sărutare. Femeia aceasta mi-a sărutat picioarele. Mi-a sărutat picioarele și de când am intrat, stă acolo și plânge și îmi șterge picioarele și mă sărută și sărută picioarele. Simone, ar fi trebuit ca semn de respect să iei o sticluță de ulei și să-mi puțin ulei pe cap ca semn că sunt binecuvântat în casa ta. Că am venit în casa ta și îmi dai binecuvântarea. Simone, n-ai făcut nici gestul acesta. Femeia aceasta a luat vasul ei de alabastru cu ce vrea mai scump și nu un strop de unde lemn, Și femeia aceasta a dat parfumul ei scump și l-a turnat pe picioarele mele. Simone, aici ești tu, aici este femeia asta. Simon a zis în inima lui, dacă omul acesta ar fi proroc, ar ști cine este femeia aceasta. Și Domnul Iisus spune, Simone, știu și cine ești tu. Știu nu doar cine este femeia aceasta, ci știu și cine ești tu. Simone, comportamentul tău și comportamentul ei sunt lucruri care sunt la doi poli opuși. Ce n-ai făcut tu și până unde s-a dus ea. De ce? I-a spune, Simone, pilda celor doi datornici. În dreptul cărui datornic credeți că s-a poziționat Simon? Cel cu 500 de dinari sau cel cu 50 de dinari? Ce ziceți? De ce s-a poziționat în dreptul celui cu 50 de dinari? Pentru că se credea mai sfânt. Pentru că se credea că el este un om neprihănit. Că Domnul Iisus le spune, farisei și cărturarii și-au construit o neprihănire a lor. Și s-a considerat în virtutea religiei lui și a tradiției lui, s-a considerat că este sfânt și că dacă a păcătuit cu ceva, deși când se roagă fariseul și spune Domnul Iisus rugăciunea fariseului și a vameșului, fariseul stă în picioare și spune lui Dumnezeu, Doamne îți mulțumesc că nu sunt, ca și ceilalți oameni. Eu fac cu tare, cu tare, cu tare și își listează toate meritele lor și spune, nu sunt nici măcar ca și păgânul acela de, de, de Vamiș. Și acum Simon, care este acolo, în casa lui, se consideră că este atât de sfânt, că el nu are mari obligații față de Dumnezeu. Că el stă înaintea lui Dumnezeu în meritele lui. Și Domnul spune: Simone, asta explică tot ceea ce faci tu. Când tu te uiți la Dumnezeu, când tu te uiți la planul lui Dumnezeu, când tu te uiți la harul lui Dumnezeu care este arătat pentru că harul a venit prin Isus Hristos, Simone, tu consider că n-ai nevoie de El. Simone, tu consider că ești bine în meritele tale. îngăduiți mă aici o corectare teologică pentru răspunsul pe care îl dăm noi atunci când cineva ne întreabă pace frate, pace soră, ce mai faci? Știți care e răspunsul tot mai des pe care îl aud? Mai bine decât merit. Adică am și eu merite. Dar am mai pus și Dumnezeu ceva pe deasupra. Am mai, mai bine, dar nu sunt eu chiar fără merite. Mai bine decât merit. Ei, dacă ar fi după regula meritelor, știți ce a meritat? Iadul pentru vecii vecilor. Simon are impresia că stă bine. Că după lucrurile care se văd la suprafață, el nu are păcate. Domnul spune, Simone, de aceea spun că păcatele ei, păcatele femeii acesteia, care sunt, care sunt, multe. Știa Domnul Iisus viața acestei femei? Știa Domnul Iisus că este încărcată de păcate? Știa Domnul Iisus de unde vine femeia aceasta, din ce istorie vine? Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Sunt iertate. Dar de ce sunt iertate? De ce sunt iertate? Am o întrebare. Ai iubit înainte de a fi iertată sau a iubit după ce a fost iertată? Sora Cristina, teologică, ați răspuns corect. Dacă ar fi fost iertată pentru că a iubit, ar fi iertată pe, prin fapte, prin meritele ei. Ce spune Domnul Isus aici nu este o răsturnare a învățătorii despre mântuire. Mântuirea este prin har și prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Iertarea nu este pentru că l-am iubit noi pe Dumnezeu și acum a zis, dacă mă iubește atât de mult, îl iert. Dragostea lui Dumnezeu se toarnă în inimile noastre prin Duhul Sfânt și Ioan spune, îl iubim, mai întâi, îl iubim pe el pentru că mai întâi el ne-a iubit. Dar ce spune Domnul Iisus când spune femeia aceasta iubește mult? Domnul Iisus, trimite-mi spre ceva ce s-a întâmplat. Și comentatorii Bibliei sunt de părere că femeia aceasta a ascultat câteva predici ale, de ale Domnului Isus Hristos înainte. Unii spun că ar fi ascultat chiar în casa lui, lui Levi, când va și și păcătoșii s-au adunat. Alții spun că ar fi prins o altă ocazie în mulțime când femeia aceasta a auzit învățătura Domnului Isus. Și l-ar fi auzit când a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și auzit cuvântul lui Dumnezeu, auzind despre împărăția lui Dumnezeu, auzind despre dragostea lui Dumnezeu, auzind despre faptul că cei bolnavi au trebuință de doctori. A ajuns într-un moment în care Duhul lui Dumnezeu a copleșit-o. Când și-a văzut viața în lumina cerului, când s-a văzut în adâncimea păcatelor ei, când s-a văzut în toată mizeria în care a trăit și când a văzut cât e de bun Dumnezeu, cât har are Dumnezeu pentru păcătoși, pentru că Fiul omului a venit în lumea noastră să-i mântuiască pe cei păcătoși. Ajuns în momentul în care sufletul a fost copleșit, uitându-se la mizeria vieții ei, uitându-se la harul lui Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu, ajuns să vadă că dacă ar fi Dumnezeu doar drept, și ar pedepsi-o după păcatele ei, ar trebui să o nimicească pentru totdeauna. Dar Dumnezeu e bun. Și a înțeles că bunătatea lui Dumnezeu a venit în Iisus Hristos. Și în seara aceea, copleșită de acest sentiment a păcatelor și a vinovăției, a datoriei ei, copleșită de faptul că Dumnezeu nu-i face după merite, ci după har, s-a dus să-l caute pe Domnul Isus. Și l-a găsit în casa fariseului. Un loc în care dacă n-ar fi fost copleșită de o asemenea recunoștință de cât e de bun Dumnezeu, dacă n-ar fi fost copleșită de Harul Dumnezeu, nu ar fi avut curajul să intre acolo. Dar pentru că e copleșită de dragostea lui Dumnezeu, nu mai poate opri nimic. Se duce și își varsă tot focul dragostei ei pentru faptul că Dumnezeu e bun la picioarele Domnului. Și Domnul Iisus îi spune, iertate sunt, păcatele. Și noi am zis, dar poate să ierte Domnul păcate așa doar că spune o vorbă? Dar Isus a zis femeii, credința ta, credința ta te-a Ce este credința? O încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și Biblia ne spune credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus îi spune, femeie, credința ta te-a mântuit. Domnul spune, femeie, ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, ai auzit despre lucrarea Harului Dumnezeu, ai crezut în puterea lui Dumnezeu de a ierta păcatele, ai crezut în șerfa Domnului, ai crezut în lucrarea Harului. Femeie, credința aceasta, este credința în baza căreia Dumnezeu îți iartă păcatele. Acum, când Domnul Iisus spune, femeie, iertate îți sunt păcatele. Nu este doar o vorbă goală. Când în Capernaum, patru oameni aduc la Domnul Iisus un paralizat. Și când sparg acoperișul casei și lasă patul cu cel paralizat, omul acela ajunge înaintea Domnului în casă, Domnul Isus se uită la el și îi spune, păcatele sunt iertate. Și oamenii sunt scandalizați și spun, omul acesta hulește. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu. Și Domnul Isus se uită la ei și îi întreabă. După judecata voastră, ce este mai les a zice? Păcatele sunt iertate sau ridică spatul și du-te acasă. Ce este mai les să spui dintre aceste două afirmații? Păcatele sunt iertate sau ridică spatul și du-te acasă. Ce este mai lesne să spui? Cei mai lesne? De ce e mai lesne să spui păcatele sunt iertate? Nu te poate verifica nimeni. Dacă eu spun, du-te, păcatele sunt iertate, cine mă poate verifica dacă sunt iertate sau nu sunt iertate păcatele? Dar dacă un om e paralizat și îi spui, ridică-te, fă patul și du-te acasă. Și omul rămâne blat mai departe acolo. Ce spun oamenii? Așa că te pot verifica. Dar acum, întrebarea are partea cealaltă. Ce este mai costisitor să spui? Păcatele sunt iertate sau ridică spatul și umblă? Ce mai costisitor? Pentru a ne vindeca de bolile trupești, Domnul Iisus n-ar fi trebuit să vină din cer pe pământ. Pentru vindecarea bolilor noastre trupești, nu trebuia să vină Domnul Iisus pe pământ ne-ar fi putut vindeca pe toți din cer cu o singură vorbă. În Vechiul Testament s-au făcut vindecări. Nu trebuia să vină Domnul Iisus pentru vindecarea trupului. Dar pentru iertarea păcatelor, putea să ne ierte din cer? Dar de ce nu putea să ne ierte din cer? Pentru că plata păcatului este moartea. Pentru că nu există iertare fără moarte. E plata păcatului? Moarte clară. Și dacă am fi murit noi pentru păcatele noastre, ne-am fi dus pentru vecii vecilor departe de fața lui Dumnezeu în iad. Dar pentru iertarea noastră trebuia o jerfă fără vină. Cineva fără păcat să ia păcatele să moară în locul nostru. Și a venit Fiul lui Dumnezeu și a luat păcatele tale, păcatele mele, a luat păcatele femeii aceia și ți-a dus la cruce și a murit pentru ele și a plătit în locul nostru slăvit să fie Domnul. Când Domnul Iisus spune cuiva, păcatele sunt iertate, spune, păcatele tale, prin credință, au fost luate de Fiul lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu plătește prețul iertării tale. Femeie, păcatele sunt iertate, credința ta te-a mântuit. Datorie, iertare și dragoste. Și când Domnul Iisus spune, femei iertate sunt păcatele, dintr-o dată cei care stau la masă se trezesc și ei să vorbească. Cei ce își dau cu el la masă au început să zică între ei, încep să vorbească între ei. Cine este acesta? Cine se crede acesta? Cine se crede omul acesta de spune că poate să ierte păcatele? Și știți care e răspunsul lor? E unul pe care trebuie să-l omorâm. E unul care nu trebuie să credem. E unul împotriva căruia încep să adune dovezi. Încep să adune mărturii mincinoase. Și ura lor crește până când ajung să pună mulțimea să strige: Lasă-l pe Baraba și pe Isus răstignește-l. Și strigă răstignește-l. Se trezește și ei. Așa că suntem în casa lui Simon Fariseul. Ne-am uitat în oglindă. Te-ai regăsit? Te-ai regăsit? M-am regăsit? Nu trebuie să ridicăm mâna. Așa e că ne vine atât de ușor să ne identificăm cu Simon Fariseul? Așa e că ne vine atât de ușor să zicem, datoria mea nu e chiar așa de mare. Datoria mea nu e chiar așa de mare. De aceea pot să-mi îngădui să nu-L iubesc pe Domnul cu toată inima. Să nu dau tot ce am pentru slava Lui. Pentru că datoria mea nu e așa de mare. Acum vă rog să observați că Domnul Isus spune: Amândoi datornici sunt falimentari. Amândoi datornici sunt falimentari. Niciunul nu are cum să-și rezolve datoria lui. Singura posibilitate este iertarea. Și noi spunem: Da, dar pentru mine n-ar fi trebuit să sufere. Apostolul Petru ne spune: Știți că nu cu aur și cu argint. Ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de vețuire, pe care îl moșteniți să la părinții voștri, ci cu sângele scumpă a mielului lui Dumnezeu. Întrebare. Pentru care dintre noi a vărsat Domnul mai mult sânge? Pentru care a murit mai mult? Ce crezi? Pentru tine a plătit mai puțin? Crezi că datoria ta a fost mai mică? Când ne uităm ca Simon, ne uităm la ce vedem noi. Când Domnul Iisus aduce lupa cerului, aduce lumina cerului peste viața lor, și Simon și femeia aceasta sunt amândoi pierduți înainte lui Dumnezeu. Diferența între ei este doar una singură. Femeia aceasta își pune încrederea în Domnul Iisus. Femeia aceasta vine cu toate păcatele, cu toată povara ei. Este frântă și când plânge. Cineva spunea, lacrimile sunt stâncă topită. Când cineva plânge, se topește stânca. Adică se topește inima aceea de piatră și piatra aceea topită se transformă în lacrimi. Și în timp ce femeia aceasta stă în prezența Domnului, se topește la picioare lui. În prezența Domnului Simon se împietrește. Cu fiecare gest a Domnului, cu fiecare vorba a Domnului, Simon se împietrește mai mult. Și cineva a spus, același soare care topește gheața, împietrește argila. Același soare care topește gheața, împietrește argila. Diferența nu este în ceea ce poate soarele să facă, diferența este în răspunsul nostru la ceea ce face soarele. Cum răspundem noi? Așa că avem câteva întrebări practice. Cât de mult ți-a iertat Domnul? Doi, cât de mult îi ești recunoscător pentru că te-a iertat? Și pentru că te-a iertat. Și pentru că te-a iertat de tot. Ce ești gata să faci de dragul lui și pentru slava lui? Ce ești gata să faci? Care va fi răspunsul tău? Este întâmplare ceia... Deosebit de sugestivă cu David Livingston, care era misionar, explorator în Africa, în vremea în care europenii se duceau în Africa să ia populație de culoare și să-i aducă în cuști și să-i vândă pe piața de sclavi în Europa și în America. Și se spune că într-o zi, S-a întâmplat că David Livingstone era undeva aproape când acești vânători de sclavi, comercianți de sclavi, au prins un tânăr de culoare, negru african, l-au legat și era gata să-l pună în cușcă și să-l aducă să-l vândă. Și David Livingstone l-a eliberat. Și-a folosit autoritatea lui, și-a folosit puterea lui, și-a folosit influența lui și l-a eliberat. Și când l-a eliberat? Omul acela de culoare care nu știa limba engleză s-a plecat la picioarele lui David Livingston, i-a luat piciorul lui David Livingston și l-a pus peste capul lui. Ca să-i spună, de acum încolo, pentru că m-ai eliberat, sunt servitorul tău. Și l-a însoțit pe David Livingston în toată perioada cât a rămas David Livingston în Africa să lucreze ca explorator. Omul acesta a fost servitorul lui Livingston. Când David Livingston a murit, ne spun cronicile că africanii împreună cu omul acesta au cerut ca inima lui David Livingston să fie scoasă din trupul lui și să fie îngropată în Africa. Și restul trupului l-au lăsat să meargă și să fie mormântat în Westminster Cathedral, Catedrala Westminster la Londra. Când a înțeles ce a făcut David Livingston pentru el, a zis, de acum încolo eu vreau să trăiesc pentru tine. Apostolul Pavel îi spune: Dacă Domnul Isus Hristos a murit pentru noi și dacă a murit împreună cu el, viața pe care o trăim de acum încolo o trăim, pentru cine o trăim? Pentru el. Frați și surori. Cum ne trăim viața pentru El? Cum o să trăim ziua de mâine pentru El? Cum o să trăim săptămâna viitoare pentru El? Cum o să trăim repetițiile de cor pentru El? Cum o să trăim slujirea pentru El? Cum o să trăim adunarea noastră la oaltă pentru El? Cum o să trăim timpul de rugăciune pentru El? Cum o să trăim preocuparea noastră pentru mântuirea celor de lângă noi? Cum o să trăim în ceea ce ne-a învățat Domnul Isus să facem? Să mergem în toată lumea și să provodim Evanghelia la orice faptură. Este vremea evangelizărilor. În seara asta se încheie evangelizarea la Burzuc. Fratele Alex Clapa este acolo. O, Doamne, revar har peste Burzuc. Dar, Doamne, revar să har și peste casa mea. Cât de mult îl iubești? Datorie, iertare și dragoste. Dacă nu mi înțeleg cât de mare mi-a fost datoria, dacă nu înțeleg cât de mare este harul iertării, nu voi ști niciodată cât de mult ar trebui să-l iubesc și nu-l voi iubi niciodată cât ar trebui să-l iubesc. În seara aceasta ne-am uitat în lumina Scripturii, ne-am uitat în oglindă. Ce o să faci când ajungi seara aceasta acasă? Ce o să faci ca unul care te duci acasă cu datoria iertată și stârnit? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată, cu toată, inima ta cu tot, cugetul tău și cu toată puterea ta, adică cu totul totului tot. Haideți să predicăm capetele rugăciunii. Ne-am uitat în oglinda cuvântului Doamne și ne înfiorăm la gândul în care suntem fie ca invitația aceia pasivi, care au tăcut, s-au uitat, și doar au întrebat, dar n-au acceptat răspunsul. E atât de ușor, Doamne, să ne asemănăm cu Simon, fariseul, și să credem că noi suntem buni, că datoriile noastre sunt mici, că nu avem nevoie de revărsarea Harului Tău peste noi. E atât de ușor să credem că avem merite, că suntem buni. Doamne, lumina cuvântului Tău, nu suntem altceva decât niște păcătoși care dacă ne-ai fi lăsat fără harul Tău, am fi fost osândiți pentru veci vecilor în chinurile iadului. Doamne, mulțumim că ești un Dumnezeu al dragostei. Mulțumim că ne-ai iubit. Și mulțumim că în dragostea ta l-ai dat pe Fiul tău să vină în lumea noastră, să ia păcatele noastre asupra Lui să meargă la cruce, să plătească prețul ispășirii, ca în baza jertfei de ispășire să-i depozi da iertarea ta. Doamne, mulțumim că ne-ai mântuit cu un preț așa de mare. Te rugăm să primești în seara aceasta recunoștința noastră. Te rugăm să primești în seara aceasta pocăința noastră. Iartă-ne, Doamne, puțină dragoste. Și iartă-ne, Doamne, puținele fapte care izvorăsc dintr-o dragoste adevărată. Iartă-ne de lăsările noastre și iartă-ne nepăsările noastre. Iartă-ne, Doamne, autosuficiența noastră și iartă-ne, Doamne, nepăsarea noastră față de cei din jurul nostru. O, Doamne, te rugăm, copleșește din seara aceasta cu ceea ce înseamnă măreția iertării tale. Și lasă ca inima noastră de piatră să se topească înaintea ta. Schimbă-ne viața, Doamne. Și ajută-ne să ne punem în slujba ta ca robe ai tăi ca oameni care trăim pentru tine și pentru împărăția ta. Ca oameni care știm că despărțiți de tine nu putem face nimic, dar prin puterea ta ne chem, Doamne, să lucrăm la cea mai glorioasă lucrare din univers, mântuirea oamenilor de pe pământ ca să ajungă în cer. Mântuiește-ne casele, Doamne. Cercetează-i pe cei care sunt aproape de noi. Cercetează-i pe cei care n-au pe nimeni credincios în familie, Doamne, fă-să pătrundă lumina ta acolo. Te rugăm pentru cei care sunt aici în seara aceasta încă nemântuiți. Doamne, cu cerește pentru tine. Ajută-i să-și vadă viața din lumina cerului, dar să vadă harul și dragostea ta și, Doamne, întoarce-i cu toată inima spre tine. Te rugăm de binecuvântarea ta peste încheierea evanghelizării la Burzuc. Doamne, mântuiește oameni din localitatea aceea. Cercetează toate serile de evangelizare care se încheie în seara aceasta. O, Doamne, continuă să mântuiești în România. Folosește Biserica Emanuel pentru lărgirea împărăției tale. Și, Doamne, în ziua în care vei veni, Dă-ne harul să fim încărcați de roada binecuvântată pentru slava în numelui Tău și a împărăției Tale. Ascultă-ne, Tată, prin Duhul Sfânt. Amin.